Eugeniu Mečil cu Serbia de mâine, cum îl vezi, cum se pregătește echipa, te rog. Da, a rămas. A rămas foarte puțin până la meciul mult așteptat, sunt în crezut de suporteri. Toată echipa se pregătește foarte bine de acest meci, suntem motivați, dorința este foarte mare. Să jucăm un meci, scoatem rezultat, să aducem o victorie suporterilor. Toți sunt gata, sunt apți, am analizat adversarii, un adversar foarte puternic, știm cu toții, dar ne-am pregătit foarte bine. Sper că am analizat toate greșelile și nu o să le mai repetăm în meciul cu Serbia și o să vrem foarte mult să aducem o victorie în fața suporterilor. Acesta e scopul nostru principal. Mulțumim mult. Întrebări pentru Eugeniu Cebătaru. Vă rog. Și avem un microfon, doar la microfon întrebările. Da. Вчера состоялась впервые в истории открытая тренировка сборной Молдовы. Как вам показалась идея? Помогает это или, может быть, наоборот, мешает готовиться к играм? Как ребята в команде восприняли это? A fost un eveniment, într-adevăr, prima dată am participat la așa un antrenament deschis. Eu cred că pentru sporteri a fost o sărbătoare. Și a fost ceva interesant. Dar jucătorii joacă mai ales la națională pentru sporteri în primul rând. Așa că tot ce doresc sporteri, ne stărâim să aducem bucuria lor în primul rând. Să sunt ei bine și să ei să ne susțină pe noi. Asta e. Noi îmi dorim foarte mult să vie mâine să ne susțină la acest meci. Avem nevoie foarte mult de ei și sper să fie un stadion plin mâine. Mulțumim mult! Întrebări pentru Eugen Cebătaru, vă rog. Eugen, jucăm cu Serbia, un adversar tare, dar totuși, cine este favorită mâine? Luând în considerație că noi jucăm acasă. Meciul, știți cum, 0-0, pornește de la 0-0. Noi foarte mult dorim. Eu cred că suntem pregătiți de acest meci. De acum sper să prindem o zi bună și în fața suporterilor noștri, cu ajutorul lor, să aducem noi victoria în acest meci. E timpul. Vă rog, întrebări. Eugen, a fost un weekend bun pentru jucătorii naționali la echipele de club, reușind să marchezi, reușind și tu să marchezi. Cum e atmosfera la națională și cum e trecerea asta și cu juniorii? Cum vă organizați? Evident, când vii de la club, când ai rezultate pozitive, jucătorii sunt, cred că, mai bine montați sau conectați sau încrezuți, încredere mai mare vin. Și sper acest rol să joace și mâine, să ne ajute și în jocul de mâine, pe toți.